Salut din nou! Salutare tuturor! Ne revedem din nou după o săptămână și ceva de pauză și după niște sărbători deosebite pentru noi, pentru români. Vă spun cu ocazia asta, Hristos a înviat. Sper că toți v-ați petrecut sărbătorile cât s-a putut de bine în condițiile astea de izolare. Și sper să avem din nou o seară frumoasă cu multe cântece mai nou sau mai vechi. Dacă s-ar putea să-mi lăsați un mic feedback vis-a-vis de cum se vede, ce se vede și dacă se aude, ar fi super. Ne pregătim puțin. Din motive tehnice, ne vom vedea doar pe Facebook în această seară, nu ne vom vedea și pe YouTube. În schimb, săptămâna viitoare sau la următoarea cântare, o să reușim cumva să ne vedem și pe Facebook și pe YouTube. Cei care nu vor, sau cei care vreți să urmăriți pe YouTube cântarea din această seară, să o reurmăriți, pe YouTube veți găsi acolo postat un link pe care îl voi încărca ulterior. Bun. Bună, Gabi! Bună, Gabi, bună, Gabi. Avem două de Gabi. Și avem din nou, evident, în seara aceasta, mai târziu încolo, baladă pentru Gabriela. Salut, Florian! Salut! Se aude bine, deci, da? Încercăm să trecem puțin peste emoțiile de început. Și o să cântăm o piesă foarte, foarte frumoasă. În seara aceasta am pregătit multe melodii care nu au fost auzite în celelalte cântări, care au fost auzite în cântările de la cabană, dar nu live. Evident, aștept sugestii de la voi, aștept să-mi spuneți ce doriți să ascultați, să cântăm împreună și preț de o oră și jumătate, poate chiar spre două, să ne mai aducem puțin aminte de atmosfera aceea de cabană. Bună, Cozet! Hai, uite! Bună, Carmen! Hai că deja începe lumea să apară. Hai să începem așa cu o melodie de munte, veselă, ca să ne intrăm bine în mână pentru această seară. Și piesa este Amurg sau Mă întorc și pașii grei. Sunt versuri pe Oxygen Tour, dacă doriți le puteți găsi acolo, pentru cei care doresc să cânte cu noi și nu știu versurile. Și oricum netul este plin de versuri. Deci, mă întorc și pașii grei. Yeah.
Și așa s-a scris istoria primei piese din această seară. Salut, Andrei! Nu e luni, nu e luni, dar pot să consider că e luni. Sau pot să consider chiar că e duminică și că de mâine începe munca. Bună, Ioana! Bună, Vali! Bună, Areta! Ia uite ce multă lume deja este alături de noi. Vă salut pe toți! În această seară vă aștept cu sugestii de piese. Până în alta am și eu lista mea de piese și până vin sugestiile de la toată lumea, cu mare drag vă voi cânta din lista mea. Iar următoarea piesă pe care o am în listă și pentru care din nou îți mulțumesc, Andrei, ție, că de la tine am învățat-o, este Crenguță de Bran. Crenguță de Brad sau Amintiri? Bună, Georgiana! Ia să vedem. Ok, stăm bine cu sunetul? Salut, Ionuț! Cred că... O secundă numai. Eu cred că am o mică problemă de conexiune și sper că la voi nu s-a întrerupt. Nu înțeleg ce se întâmplă la mine. Salut, Leon! Nu mai puțin. Așa. De ce nu vreau să? Incredibil cum se... Nu se poate. Deci nu se poate. Bun. Haide că până în alta... Nu vor mai începe unele lucruri să funcționeze așa cum ar trebui. Cer scuze pentru mica disfuncțiune, dar uite că acum a început să ne meargă și nu mai bine. Următoarea piesă o să fie Sunt sărac.
Și după aceea mergem și la cremiță de brad. Puțin cam tare și atunci o să încerc să fac cumva să se audă chitara o idee mai încet. Iar din voce să se audă un pic mai puternic. A venit și rândul pentru piesa Crenguță de brad. Pe care vă invit să o cântați alături de mine. Deschizându-n sertar o crenguță de brad, amintiri o ridic și-o sărut, mă-n vărui pierdut. Gară,
A fost și crenguță de brad. Sper că am reușit ușor, ușor să ne încălzim vocile. Eu încă n-am reușit să scap de emoții de la început, așa că mai fac o încercare și un pahar de vin. Sănătate, Hristos a înviat! Și o să cântăm acum o piesă care Costin, dacă ești, sper că ești live și că te uiți, pentru tine este piesa asta. Costin mi-a scris săptămâna trecută că a intrat pentru prima oară pe o cântare de-a mea săptămâna trecută și că i-au plăcut foarte mult cântecele și mi-a spus că a rămas sau că are o piesă preferată în ceea ce privește cântecele de munte, iar această piesă este Amintiri din Făgăraș. Așa că o să mergem și o să cântăm pentru Costin și pentru toți cei cărora le place această piesă, Amintiri din Făgăraș. Azi totul îmi pare schimbat, tinerețea încet s-a scurs, îți amintești cum ne-am plimbat sus pe creastă la apus, flori de munte am adunat, toate le-am îndrăgit, printre stânci noi ne-am jucat, pe vremea când ne-am iubit. Mâine voi urca iar în creastă, amintirile mă cheamă, mâine vesel iar voi fi. Am privit, dar ce folos tu ai uitat,
iar în ceastă. Amintire mă cheamă. Mâine veste chiar voi fi. Mâine voi porni spre tine. Să-ți trezesc din amintire tot ce crezi că vii. Bună, Cătălina! Poți să-ți faci, Gabi, rucsacul? Eu am două care sunt ambele pregătite. Adevărat am viat, George. Da, uite, și Cătălina își face bagajul. Salut, Nicu! Ah, frumos în Făgăraș, nu? V-a plăcut, nu? Uite că e și Costi prezent. Costi, cred că ai auzit că a fost pentru tine în special și, evident, pentru toată lumea, melodia asta. Ia să vedem mai departe. Mai departe. Azi, nu, după ce am stat atâta de sărbătorile astea și n-am făcut mare lucru, măcar acum să recuperăm și să cântăm, nu? Păi dacă am cântat despre Făgăraș, dacă am cântat despre mai multe masive și despre așa. Haideți să cântăm și ceva legat de Bucegi. Uite, hai să cântăm. Să cântăm Cabana Mălăiești. Ce ziceți? Mergem? Mergem cu Cabana Mălăiești? Hai să mergem cu Cabana Mălăiești. Cu plăcere, Costin. Hai să mergem cu Cabana Mălăiești. Dacă vii orice parte la răși, nu să te vei afla în scurtă vreme de Cabana Mălăiești. Fată mare, fată, fată mare, fată fără de noroc, veste margă de părinți ca să nu te mai măriți. Băiat mare, băiat, băiat mare, băiat fără de noroc, veste margă de frați surori ca să nu te mai măriți.
frați, surori, ca să nu te mai însori. Sper că v-a plăcut această piesă și sper să cântăm și mai departe. Avem foarte frumoase piese în această seară, ca de altfel de fiecare dată. Ha, la Dochia! Mergem și la Dochia. Puțin mai încolo, Gabi. Până mergem la Dochia, eu zic să cântăm, uite, o piesă pe care am văzut în seara asta foarte frumos în live-a lui Danote. Și pentru că ne place foarte mult piesa lui, Comoara Munților, asta este piesa pe care o vom cânta în continuare. Ce ziceți de această idee? Da? Încercăm o Comoara Munților? Hai să vedem. Unde te duci, unde alegi, omule nebun?
ce piesă frumoasă. Piesa lui Danote. Trebuie să o salut neapărat și pe Ligia în seara asta. Bună, Ligia. Sper că îți place cântarea din această seară. Și te aștept și la următoarele. Bună, Lili! Salut, salut, Liviu! N-am mai apucat să mai conversăm de mult, dar e bine că măcar în felul ăsta avem ocazia să mai dăm ochi cu ochi, ca să zic așa. Salut, Cristi! Ah, ți-aduce aminte de cântarea aceea din tren? Știu că a fost foarte frumos, până când a venit un nene mai hâtru așa, care a zis că gata, i-am deranjat destul. Deși a fost singurul dintr-un vagon care s-a simțit deranjat, da, asta... Niciodată nu poți să mulțumești chiar pe toată lumea. Bun, urmează două piese care știu că vin exact pe sufletul a doi dintre colegii mei de la Oxygen. Și asta, și când spun asta mă refer la Gabi și la Daniel. Și cred că vă dați seama ce piesă urmează. Prima dintre ele este Dacii Liberi. Și sunt sigur că nu sunt ei singurii cărora le plac aceste două melodii. Așa că, haideți să vedem cum se aude. Bună, Mihaela! Te văd și pe tine. Coboară daci liber din colună, din văr și pleteșuieră un vânt. A tu iei sărutul libertății, dar permanențe ce răsună în gând. Surai, surai.
libertatea și suntem liberi. Libertatea ne-a fost tuturor. Morim la drum când dea cu mine lanturi, ce au lovit mereu de atâtea ori. Lăsăm să treacă peste noi durerea și focul ce se cinge peste timp. Din atâta ură și robie strigăm că libertatea-i lucru scânt. A fost o piesă cu rezonanță, mai ales pentru vecinii mei. Sunt convins de chestia asta. Dar, din moment ce de câteva săptămâni încoace, atunci când am cântări, niciodată nu mi-a reproșat nimeni nimic, mă gândesc că le place. Și dacă le place, să le mai cântăm ceva și lor, dar să mai cântăm ceva și pentru voi, și pentru noi, și pentru toată lumea. Bun. Salut, Cristi. Bună, Mihaela. Ce faci, Mihaela? Ia, dă-mi sugestii de piesă, că poate cântăm și pentru și la sugestia ta ceva în această seară. Pui mine la Dochia, așa zice Cătălina. Mergem și la Dochia, dar nu acum. Pentru că acum am promis lui Daniel că îi cântăm și lui ceva. Și pentru că i-am promis că îi cântăm și lui ceva, o piesă care știu că îi place foarte mult. Frate Bărbos, ești pe recepție? Ești aici? Dacă ești, să știi că pentru tine și pentru toată lumea, dar în primul rând pentru tine, vom cânta în momentul acesta... Zice Ionuț că vrea neapărat pădure nebună, altfel îmi plantează copaci pe... Băi, eu nu mă supăr dacă îmi plantez copaci, dar totuși m-am obișnuit așa și e super ok. După Daniel, să nu uităm de tine, Păpușare este în special pentru tine. Baby.
gușarii mișcă după voie, ascultând un scenariu imoral. Dar când ele intră în cicatrice, se trezesc morminte în ardeal. Și totuși cine îi încurajează, totuși cine îi atât de Păpușarii, piesa scrisă pe, compusă pe versuri de Adrian Păunescu, o piesă extraordinar de frumoasă și cântată de foarte mulți folchiști și de Andrei săptămâna trecută la rugămintea mea, mersi frumos Andrei și să știi că a fost și pentru tine. Bun. Mersi, Ligia, și eu te pup pe tine. Așa. Hai să vedem ce mai cântăm. Am avut o sugestie. Salut, bebito! O să fie și pentru tine o piesă în seara asta. Numai să-mi spui ce piesă vrei. Și nu numai tu. Uite, avem o sugestie pentru Pădure Nebună. Nu propusesc neapărat să o cânt în seara asta. Dar cred că este o idee care merge pusă în practică în acest moment. Ce ziceți de Pădure Nebună? Ia să vedem. Mai acordăm puțin chitară. Că mărunt din inima e și o doare.
Dragii mei, a fost Pădure Nebună, cu drag. Întotdeauna cu drag. Bine, mergem mai departe și... Și cântăm? Ce cântăm? Și totuși, Daniel. Și totuși. Ia să vedem ce cântăm. Vă propun o piesă pe care mulți dintre voi o știți. Este o piesă a binecunoscutului și îndrăgitului Costică David. O piesă foarte dragă mie și multor oameni ai cabanelor. Piesa este Inimă de Munțoman. E adevărat că nu am cântat de mult piesa asta, dar îmi face o deosebită plăcere să o cânt de fiecare dată când am ocazia. Și vă dedic în seara aceasta cu foarte mare drag. Și iertați acolo unde apar mici imperfecțiuni, vă dați, mă rog, suntem între prieteni, așa că cel mai important lucru și cel mai bun lucru pe care putem face este să ne bucurăm împreună de o melodie foarte, foarte frumoasă. Deci, hai să ascultăm și să cântăm împreună Inimă de Munțoman. Toamna e târzie, zilele mă dor, plouă peste toate, cu lacrimi de dor. Frunza când adie și în vânt se stinge, mă dor chiar și brazii, roa nu-i atinge, mă doare și vânt. Mă dor și zboare, ce din ochi-n fur. Mă tristează munții, povestind balade. Mă doare când luna cade-n cascade. Inimă, inimă de munțoman, inimă. Suflet trecător prin ani, veșnic călător. Obosit de drum, pietri sipitor. De colț, mă-ntristează norii când-i văd.
păsând. Mă dor chiar și zorii când păsării ating. Mă doare când stânca s-a îndrăgostit și am întrerupt zborul unui alpinist. Mă doare pădurea în albastre se, mă întristează iarna ca între ocară. Sper că v-a plăcut Inimă de Munțoman. Hai să mai cântăm ceva. Și ziceam să mai cântăm în continuare o piesă care este care este Cabana. Cabana, piesa lui Vasile Mardare. Dar până ajungem la Cabana, care este o piesă de factură ușor mai melancolică, ușor mai tristă, vă propun să facem ceea ce ne propunea mai devreme colega noastră, și anume să mergem până la Dokia și să cântăm piesa Tropatrop. Da, Silvia, o să cântăm și Vinovație fără vine. Uite, o foarte bună idee. Dar acum mergem la Dokia. Mi-a fost dor de o plimbare, de o plimbare în lumea mare. Și-am pornit în depărtare pe un drum. Și-aș fi vrut să uit de toate, să plec în singurătate. Pe cruci peste ape eu treceam, că
cabană nu mai este niciun loc de cot, la cabană nu mai este niciun loc. Pe poteci întunecate și prin drumuri neumblate, peste munți și peste ape eu treceam, și înapoi nu mă uitam și nici nu mă mai gândeam. Vom ajunge mai departe, drop pa drop, în cadou. Poate poți să avem noroc, să nu ningă, să nu plouă, să ne mute până glezne. La cabană nu mai este niciun loc de cot, la cabană nu mai este niciun loc. Ceahlă un munte în păduri, spun bine te-am găsit. Știi când am dorit să te revăd, să-ți văd flora și varajul, să-ți admit tot peisajul, să te gând cu altă dată de cântam. Căci tot e drum, numai drum, ce cuvinte pot să spun. Peste ziua, peste noapte, vom ajunge mai departe. Poate poți să ne noroc, să nu vină, să nu plouă, să ne une cum la crezi. La cabană nu mai este niciun loc de cot, la cabană nu mai este niciun loc de cot, la cabană nu mai este niciun loc. Și uite că am fost și la Dochia. Și pe traseul lung de 4 ore jumate, ați văzut că de repede a trecut, nici măcar n-am simțit. Plus că Ceahlău este un munte deosebit pe care de oricâte ore l-ai urca, nu simți oboseală. Așa a fost de fiecare dată când am ajuns acolo și cred că pentru mulți dintre voi se aplică treaba asta. Vă salut, Alex, Delia, salut, Diana, bună, Diana! O să scând ceva și pentru tine seara asta. Știu că îți place aia cu... Cum era? Cine trece în Valea Seacă cu hangerul fără teacă, nu? Sau cum? Nu? Știu că îți place și o să ți-o cânt pe aceea. Bun. Vinovații fără vină. Vinovații fără vină, bineînțeles. Pentru Silvia era piesa asta și pentru toată lumea, bineînțeles. Sunt curat la trup, curat la suflet, vreau să-i înțeleg și să-i iubesc. Contează cât de lung au părul, important e cât și cum gândesc. Sunt într-un pleton și daci comandic, firea mea e statul omenesc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum gândesc. Lumină. Vreau să nați castele de gândire, vreau să fiu lăsat să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, important e cât și cum gândesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, sus din noi acei ce ne
Spuneți dacă cumva se mai întâmplă ca chitara să se audă foarte tare, să știu să dau mai puțin în ea și să se audă vocea mai bine. Oricum este important să se audă și vocile voastre, așa că vă invit pe voi să cântați. Andrei, bineînțeles că mă duc la munte azi. Și pentru Carmen este piesa asta, pentru că am văzut acerto și ea. Mă duc pe dealul polonic. O să vă rog să nu vă supărați dacă o să mă rezum la a vă cânta prima strofă din această melodie. Pentru că e o piesă care de obicei se cântă în doi. Și pentru că nu am compania care de obicei erai tu, Andrei, o să încerc să fac tot ce pot by myself. Și s-a făcut lumină și... Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul polonic. Îi tot un munte, dai mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel. Da. Da. E weekend iar, de foarte mic am fost un moarte mare temerar. Orașul ăsta aglomerat, m-a sufocat, m-a sufocat. Au de voce cum mă cheamă natura, mamă din Nola, ea mă cheamă, da. Mă cheamă mama din balcon, că la amiază trebuie să dorm. Hai bine, dorm un ceas, apoi iau muntele la pas, apoi iau muntele la pas. Cu gașca mea, brigada mea, băieții mei, golanii mei, mă bazez pe ei, că am doi prieteni nu prea buni. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, mă duc pe dealul polonic. Ei tot un munte, dai mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte, mă duc la munte azi, să mă cocos direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățean. Și dacă am luat-o pe urmele prietenilor noștri de la Fără Zahăr, hai să cântăm și cealaltă piesă. Idila Ghiocelului Sălbatic. Cum era, iubesc pe altul cu tractor, nu? Când ne-am întâlnit ultima oară, iuțătuță ne-ai mânunghii ocel. Gingaș vestitor al primăverii, cât de mult mi-ești dragă, spune el. Gingaș vestitor al primăverii, cât de mult mi-ești dragă, spune el. Dacă ne-am întâlnit ultima oară, iuță ne-am în mânunghii ocel. Stați un pic că-i prea sus, să cântăm fără capul nostru. Nici n-am observat bunul. M-a încurcat. Când ne-am întâlnit ultima oară, eu țineam în mânunchi acel. Nici n-am observat bunul.
curând o ceară sau poate era un porumbel. Nici n-am observat curând o ceară sau poate era un porumbel. Uf, și mi se spune eu ce nu să-l bate, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc iată cu tractor. Uf, și mi se spune eu ce nu să-l bate, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc iată cu tractor. Doar ne trăgeam prin parc pe biciclete și sărutam buzile roși. Tu mă copleșai cu a tata Andreții, mă pupai și-mi scoteai și-un coș. Tu mă copleșai cu a tata Andreții, mă pupai și-mi scoteai și-un coș. Doar ne trăgeam prin parc pe biciclete, pedalam ca zmeidul de vânt. Și mi se spune eu ce nu să-l batec, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc iartul cu tractor. Of, și mi se spune eu ce nu să-l batec, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc iartul cu tractor. Am venit surgeam ceva din scripcă ca să mergi cu mine la oraș. Am băut în creșmă o săcărică și te-am dus cu japca pimaș. Am băut în creșmă o săcărică și te-am dus cu japca pimaș. Dar ne-ai gândit surgeam ceva din scripcă, erai bat și mirosai de sol. Am făcut amor pe arătură, zic că a fost viol. Am făcut amor pe arătură, dar eu totuși zic că a fost viol. Of, și mi se spune eu ce nu să-l batec, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc pe altul cu tractor. Of, și mi se spune eu ce nu să-l batec, dar de fapt mă cheamă Sândea și cred că mor. Măi Sândea, inima mă dreagă, mi-ești simpatic, dar iubesc pe altul cu tractor. Hai, iubesc pe altul cu tractor. Cam asta a fost cu Fără Zahăr în seara aceasta. Și următoarea piesă pe care următoarea piesă pe care îmi propusesem să vă cânt, ia stai să vedem, mai bine să vedem ce propuneți voi să cântăm. Baby, tu să știi că a fost un sărac mai devreme. Vezi dacă n-ai fost de la început cu noi? Bună, Iulia, și la mulți ani pentru ziua ta! Ia uite, și Adriana e cu noi în seara asta. Ce drăguț! Următoarea piesă pe care vreau să vă cânt se numește Ochii Verzi și nu mai e nevoie să vă spun de la cine am luat-o, de la cine am învățat-o și mi-a fost tare dragă pentru că am spus asta la fiecare cântare. Așa că să cântăm Ochii Verzi.
și de-acum că ochii mei niciun nu spun. Și n-am să-mi schimb postul să vrei verdele ochilor mei. Tu știi că e și pentru că văd că și e adevărat că la cântarea dată trecută nu am cântat Amintire cu Haiduci. Uite, Ionuț, o să cântăm Amintire cu Haiduci. Și era și Mihaela care voia Amintire cu Haiduci. Așa că cu mare drag o să vă cânt acum tuturor Amintire cu Haiduci. După care... stați că vreau să vă cânt o melodie pe care nu am cântat-o de mult, chiar de foarte mult. Și... este o următoarea piesă de după Amintire cu Haiduci, este o piesă foarte caldă, o piesă foarte sensibilă. Și știu că va fi pe placul foarte multe persoane. Iar acea piesă este Pat de Flori. Dar până atunci, haideți să cântăm Haiduci. Se mai vede urmă de cale.
solicitantă melodie. Îi salut cu ocazia asta și pe prietenii noștri de la Crăițe. Salut Alin, salut Cosmina, salut Iusti, Ioana, vă salut pe toți, salut Lucică, salut Mihai, salut Carmen. Domnul și doamna Piele, a fost pentru dumneavoastră melodia asta. Și pe Căli, am uitat să zic și de el. Scuze. Bun. Hai să cântăm, ziceam, Pat de flori, nu? Pat de flori. Deci, pat de flori. Când dormeam pe pat de flori, când dormeam pe pat de flori, și aveam pernă de nori, și aveam pernă de nori, ne încălzeam doar cu fiori și cu stele uneori. Bine, Gabi! Mersi! Deci v-a plăcut Pat de flori, da? Asta ar trebui să înțeleg. Uite că voi ales o piesă în care să fie vorba și despre mare. Și dacă e să cântăm o piesă în care să fie vorba și despre mare, o să cântăm Noapte la mare. Dar este vorba și despre munte, pentru că noi ne-am întâlnit să cântăm și despre munte în seara asta. Deci, munte mare să fie din toate câte puțin. Muzica.
fost niciodată doi, ci un singur amândoi. Sălbaticul nu singura, pe care timpul l-a uitat. Noi n-am fost niciodată doi, ci un singur amândoi. Sălbaticul nu singura, pe care timpul l-a uitat. Pe buzele mele, în întunericul nopții mai grele, mâinile tale plăcă-i noapte, roiuri de vise, roiuri de șoapte. Buzele tale pe buzele mele, în întunericul nopții mai grele, mâinile tale plăcă-i noapte, roiuri de vise, roiuri de șoapte. Stelată, inima mea e o scoică furată, perla din ea e dragostea mea, stai lângă mine, tu ești a mea. Noapte albastră, noapte stelată, inima mea e o scoică furată, perla din ea e dragostea mea, stai lângă mine, tu ești a mea. A fost și o piesă despre mare. Și hai să vedem ce să mai cântăm. Bună, Nadia! Ia uite ce surpriză! Bună! Hai să vedem ce să mai cântăm. Vrei să cântăm imnul Dianei, Gabi? Eu asta înțeleg că vrei să cântăm dacă vorbim despre stilul nostru. Și o să o cântăm și pe aceea. Nadia, dacă ești, sper că este și Mihai alături de tine și vă salut pe amândoi cu drag și vă pup. Și abia aștept să vă revăd. Uite, o idee bună de piesă ar fi Râpa. Hai să cântăm Râpa, ce zice de asta? Și după aia mai am vreo două piese frumoase pentru voi. Pantry
și Râpa. Una dintre cele mai dragi piese și printre primele pe care am învățat să le cânt la chitară, cu mulți ani în urmă. Și mergem mai departe și mai cântăm. Ia să vedem ce mai cântăm. Bun. Următoarea piesă este Nebun de alb. Uite că o să cântăm și Visul după asta, Camelia. Uite că a apărut și mama să rămână. Hai să cântăm Nebun de alb mai întâi și după aceea cântăm Visul. Și
fost și Nebun de Alb. Sper că v-a plăcut această piesă. Emery Kimbre este un mare, mare cântăreț. Eu îl apreciez foarte mult. Cânt multe piese de la el, cum de altfel ați avut ocazia să vedeți în mai multe cântări de ale mele. S-a întrerupt live-ul? S-a întâmplat ceva? La mine s-a întrerupt live-ul și nu-mi dau seama dacă se mai vede sau dacă nu se mai vede. Se mai vede? Continuă live-ul? Continuă sau nu continuă? Uite că mai sunt persoane la care live-ul s-a întrerupt. Ok. Dacă nu s-a întrerupt la toată lumea, măcar o să cântăm în continuare cei cărora live-ul nu li s-a întrerupt. Eu nu reușesc să mai văd. Pentru mine s-a întrerupt, dar mă bazez pe ceea ce primesc ca feedback din partea voastră și multă lume spune că încă merge. Așa că dacă merge, hai să cântăm. O să cânt pentru draga mea nepoțică, pentru Diana, următoarea melodie. După care cântăm visul, am promis că o cântăm și o cântăm imediat. Dar pentru că vreau să-i las pe cei mici să plece la culcare, dar și cu un sentiment plăcut, Diana, uite, asta, melodia asta este pentru tine. Este melodia aia cu ei, Haiduc, știi? Cine trece în valea seacă cu angerul fără teacă și cu pieptul dezvelit? Andrei Popa cel voinic, Andrei Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. 7 ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și tot pradă necetat, Andrei Popa a fost bărbat, Andrei Popa a fost bărbat, e haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic, e haiduc și e vestit, Andrei Popa cel voinic. Și noapte tot cărare, trage din drumul mare și din țară peste tot. Andrei Popa cel voinic.
prezentăm visul. Visul, visul, visul. Bun. Hai să vedem ce mai cântăm. Se apropie de ora 10.
Probabil că foarte mult nu o să mai țin cântarea asta, pentru că după 10 nu mai putem cânta decât cu declarație. Declarație de pandemie. Hai să vedem, să vedem, să vedem ce mai... Bună, Gabriela! Bună, Alice, din nou! Pe poteci, da, pe poteci, Gabi. Sigur că ne strânește și dorul de munte, Angela, că dacă nu ne-ar fi dor de munte, n-am fi astăzi cu toți aici. Bineînțeles. Și ușor, ușor încercăm să ne apropiem de finalul acestei cântări, dar mai avem câteva piese și una dintre ele o să fie Iertările, piesa lui Ducu Berți. Salut, Mihai! Te-aș fi așteptat mai devreme pe aici să-ți cânt ceva. Îți cânt și acum, dacă vrei. Numai să ne zici ce anume.
Și hai să încercăm să încheiem cumva sau să ne ducem spre finalul cântării într-o notă optimistă și să cântăm La o cană cu vin. Ce ziceți? La o cană sau la un pahar. Depinde ce aveți prin casă. Vinul e bun și din cană și din pahar, să știți. Și să cântăm La o cană cu vin. Da, aș putea să zic că mi-e frică de amendă, dar cum nu cântăm în, cum nu cântăm afară, în stradă, atunci am putea să nu ne temem atât de tare de amenzi. Și ce să zic? Hai să mai cântăm o piesă care să fie și pentru voi și pentru toți vecinii mei. Și după aceea să ne retragem în liniște până la o nouă cântare. Ultima piesă din această seară este baladă pentru toate numele care se termină cu Ela, adică Daniela, Gabriela, Mihaela și toate celelalte nume, da? Și vii
Și hai că n-a fost asta ultima. O să mai cântăm una. Și am văzut că cineva a vrut-o și eu am vrut să vă cânt în seara asta mai devreme. Acea melodie este Cabana. Și am cântat într-adevăr mai devreme Cabana Mălăiești. Și cred că și melodia asta a lui Vasile Mardare este tot despre Cabana Mălăiești, care, după cum bine știți, a ars de mai multe ori și a fost refăcută de mai multe ori, inițial fiind un pic mai jos decât se află în momentul de față. Piesa lui Vasile Mardare, Cabana, și cu asta încheie această seară. Să cântăm piesa asta dintr-o altă tonalitate. Pentru că îmi dau seama că, fiind la sfârșitul cântării, am vocea destul de răgușită. O cabană în munț, o cabană de lemn, cu foc strecurat în butucii de lemn, și un vaier ieșit din pădurea de lemn, și cu urși traversând așa și fost nu de mult undeva. Te iubeam, mă iubeai, viața mea, viața ta. Mă rugai să privesc, mă rugai să ascult, că prioare veni dintr-un basme de mult. Și într-o zi am aflat că o cabană care ar fi azi. Mi-a fost greu să și cred pe vorba de acela de post. Nici nu știu
Da. Uite că puțin câte puțin a trecut timpul și noi ne-am apropiat de finalul live-ului din această seară. 2 ore și ceva am stat împreună. Așa că... ce să zic, comparabil cu ce se întâmplă la cabană, din păcate atmosfera nu e aceeași cu cea în care suntem cu toții acolo, voce lângă voce și pahar lângă pahar și suflet lângă suflet și... Dar sperăm să se întoarcă cât mai repede acele timpuri și acele momente. Și pentru că această seară a ajuns la final, închei cu același salut cu care am deschis-o. Vă spun tuturor, Hristos a înviat din nou. Să aveți o seară frumoasă, o săptămână excelentă și să ne vedem bucuroși la următoarea cântare. Vă pup!